Vinul este un subiect aromat și gustos, pe placul tuturor. Înțelegerea lui însă poate fi diferită. De aceea te invit să mergem acasă la vin, să devenim turiști, enoturiști, să descoperim cum se transformă via în vin. Cine sunt oamenii care fac posibil această transformare și mai ales să ne bucurăm de rezultate. Sunt Sergiu Nedelea, somelierul, iar aceasta este Wine Trips România. Astăzi ne pregătim de o nouă excursie, o excursie interesantă, o să mergem în dealul mare să facem enoturism, mai precis un turist viticol. Am și un invitat special astăzi, îl aștept pe Dragoș, pe domnul Dragoș Petrescu. Dragoș, salut, Sergiu. Bine ai venit, ești pregătit, nu? Sunt pregătit de o masă bună și un vin bun întotdeauna. Vin găsim. Uite, apropo, ce vinuri îți plac așa, ca să știm unde mergem, unde... Că știi, dealul mare ofertant, cum spuneam, e greu să... Eu sunt foarte aproape de valorile noastre tradiționale și îmi place să promovez vinurile românești tradiționale, Feteasca Albă, Feteasca Neagră, Busuiaca de Bohotin. Și am și amintiri din tinerețe, dar și astăzi, cred că mai mult ca oricând, este important să ne uităm la vinurile românești. Mergem într-un loc unde, bine să zic, vom găsi soiuri autohtone. Am gândit să mergem într-un loc unde avem niște cupaje, niște asamblaje. Ce zici de chestia asta? Și îți propun să mergem la Lacerta. Abia aștept. Dragoș, ce să zic, la drum, că e aproape de alu mare, nu o să facem mult, vreo oră. Și ne așteaptă vinul acolo, gata. Pus bine în pivniță. Da? Gata, haide. Te rog. Am scăpat de aglomerație, am ieșit din București, în sfârșit, nu? Mergem în natură, dealul mare și soiul alea de care pomeneai le găsim. O să vezi niște expresii de fetească neagră interesante. Au și enologul care o să-ți placă, Mihai Baniță, un îndrăgostit de baricuri. Îl cunosc pe Mihai și abia aștept să îmi arate din secretele ultimilor ani, să văd cea mai produs ei în cramă. Eu am un vis, Sergiu. Eu am un vis să văd în România turismul legat de vin, că poate exploda la fel ca în Italia și Franța. Avem astăzi un vin de calitate, avem o țară superbă, avem oameni foarte buni, deci trebuie să putem pune bazele unui turism enologic. Să ne bucurăm de vin și să mergem la vie, nu? Gata. Am ajuns la vie, da, frumos, ia uite, s-a auzit pe să, vinul rece, vinul nu? Rece, mine, bun, perfect, hai să vedem și cum e. Herr Walter, când a început povestea voastră aici? În 2002-2003, Mihai și eu am cântit, am căutat o locație unde putem să facem investiție și producție de vin. Pentru că aici este zona, e fantastică. Da, e superb, amfiteatrul ăsta cu deschiderea. Da. Noi ne aflăm aici pe dealul Fințești, nu este da, ca și localizare. E în Podgoria Dealul Mare, Podgorie foarte mare în România și cu focusare special pe vinul roșu. Ce vie avem aici? Aici e parcă mi-a zis Merlot, nu mi-au aminte, și în spate acolo este Cabernet Sauvignon. Practic sunt cele două soiuri
pe care le avem majoritare. Majoritare. Cu procentul cel mai mare în plantație și soiuri foarte stabile, solide. Și de ce zic, Dragoș, pentru că întotdeauna folclorul ăla, unde ai făcut vinul, cum? Uite, în vie. Deci avem dovada clară că vinul e făcut din strugure și mă bucur aici că suntem împreună și avem un roze așa în pahare. Știu că voi ați fost printre primii care ați declanșat cumva povestea asta. Spun declanșat pentru că a fost un adevărat boom, să aduceți oamenii la vie, să vadă ce aveți voi aici. Vreo 7.000 de turiști vă calcă pragul, degustă aici, da, vinul, da. Și... Anual cam asta, cifra spre 8.000 de persoane care vin. Vizitează, să face un tur de cramă, se văd toate zonele de producție și să ajungem în final la partea cea mai frumoasă de excursie, la degustare. Degustare, nu? Da, da. Și vinde și vinde aici, practic, nu? Da, avem și un magazin în cadrul cramei, unde facem vânzare. De asemenea, suntem foarte prezenți pe magazine specializate de vinuri. Aha. Suntem prezenți și pe EMAG. A, deci platforme, da, și platforme. Zic eu, la un preț avantajos. L-am vizitat pe Walter, cred că la un an jumate de când a pornit aici crama și locul ăsta de prezentare. Și nu știu, eu apreciez foarte mult oameni care vin din țările lor și investesc în România. Și asta ne poate ajuta pe noi să progresăm mai repede, să învățăm cum se fac lucrurile temeinic. Este un mit că n-ar fi vinul din vie. Noi în România avem un vin excepțional, de o calitate deosebită. Batem foarte multe țări, chiar dacă la consum nu stăm așa de bine ca Germania sau Franța. Suntem pe la jumate, pe la 20 de litri pe cap de locuitor. Important este gustul și gustul vinului împreună cu perechea din gastronomie, cu mâncarea, poate fi un motor mai bun decât, eu știu, online sau ceva pe care îl iei mai degrabă vizual. Dar hai să gustăm vinul lui Walter, că m-ai adus aici. Mi-a plăcut, mi-ai zis bine că vinul cere popas, până la urmă are și niște volume alcool. Mă uitam, trăgeam cu ochiul, aici avem vreo 14 și vreo 14-6 volume alcool în rozeul ăsta. De multe ori auzim, trebuie să fie o notă proaspătă cu așa. Asta e gastronomic, îmi place, parcă exact. Ronță, îl mănânci, da. Nu-l bei. Asta mi-a plăcut la rozeul ăsta și deja parcă, nu? Ar merge ceva. Eu sunt băutor de cupaj la Certa și 9 și 10. Și rozeul este bun, puțin prea tare pentru mine. Eu sunt mai spre. Crezi că o să ne dea și nouă cupajele astea, că le păzește Mihai acolo? Nu știu că e, mă uit la ei și este cam stau cu mâna pe buzunare. Așa. Poate reușim ceva să negociem, da. Domnilor, mă bucur că v-am revăzut și că v-am regăsit. Parcă nici n-aș mai pleca de aici din vie, dar vreau să vedem cum sunt butoaiele alea. Sunt cumis, ne așteaptă, e liniștită, nu? Da? Să vorbim cu ele, nu? Hai, santai! De câte ori ajung într-o cramă, cum este a voastră, am așa niște sentimente pioase, parcă am intrat într-un templu și cred că nu greșesc, un templu al vinului aici, suntem înconjurați de baricuri. Care e povestea baricului ăsta? Voi aveți multe butoaie aici, multe... Da, baricurile sunt extrem de folositoare și cu mari beneficii ulterioare pentru vinul roșii, în special, pentru că asigură o maturare la lemn de circa un an de zile, în care totul se rotunjește, începând de la mirosul, care devine din ce în ce mai complex, și ajungând la gustul, care se rotunjește și devine mai prietenos, mai repede. Deci, practic, vinul respiră prin doaga butoiului. Exact, și transferă și câteva nuanțe de aromă din doaga de stejar către vin, să transferă tot ce înseamnă nuanțe spre vanilie, cafea, ciocolată, vin de la contactul cu lemnul. În plus, intervine și microoxigenarea, care înseamnă, în final, o maturare mai elegantă a vinului roșu. Există însă și loturi nu foarte mari de vinuri albe care se pretează la acest tip de maturare.
Și avem în cupajul nostru de alb, care se numește Cuvée 10, avem 30% vin provenit din Vazelean. Și butoaie din ce zonă? De unde aduceți? Franța, România? Avem, da, avem 5 origini diferite de stejar. Avem stejar românesc, francezesc, american, rusesc și unguresc. Să trecem la fapte, zic. Da. Știți, domnilor, că există o fobie, se numește cenosilicofobia. Fobia paharilor goale. Și eu, ca sumerier, am această da, fobie da. De să le umplem. Mihai, o să rog să punem și roșu. Să da, ca să aereze puțin. Aici avem un cupaj, un ansamblaj. Practic, ce vinuri avem aici? Sunt 4 soiuri amestecate. Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling și Feteasca Albă. Primele două sunt circa 35%, ultimele cam 15% fiecare. Ideea la în momentul în care vrei să faci un cupaj, e foarte important să atragi partea pozitivă de la fiecare component. Știi, eu acum vreau, nu vreau să puțin didactică, eu dacă am școala aia de somelierie, trebuie să fiu așa mai profesor. Profesor, da. De fiecare dată când descriu un cupaj, un asamblaj, mă gândesc cât de interesant ar fi nu să avem un om frumos, un voinic și un deștept. Dacă le-am pune, mă rog, toate aceste personalități împreună, vai ce om am prează. Dar cred că n-are și, are și vreun Frankenstein ceva și atunci mă gândesc că la vinuri merge. Practic ce a făcut Mihai aici, a luat personalitatea de la fiecare soi și a transpus-o cumva, a dat valoare vinului, pentru că fiecare are ceva de spus. Dragoș, suntem aici într-un templu și mă gândeam la tine, dar la tine ca și leu, un investitor, oare ar băga bani așa într-o poveste de genul ăsta? Cred că important pentru fiecare investiție este să vezi dacă te pricepi la domeniul respectiv. Ceea ce facem aici în templul la Certa al vinului, tocmai asta reușim, să scoatem un produs foarte bun. E, acum, ca să facem și bani dintr-un produs bun, nu este așa de simplu. Și atunci, cum îl promovezi, cum reușești să comunici în România, că ai un vin bun, că are gustul ăsta, că se potrivește la mâncarea asta, că poți să vii să faci o excursie aici și să poți să-l cumva să împlinești un întreg concept în jurul vinului. Asta deja este o artă pe care un antreprenor doritor de investiții trebuie să o înțeleagă. Așadar, eu cred că restaurant, vin și hotel împreună pot fi un concept în care aș fi tentat să investesc. Sergio, cum a spus Marchese Antinori, clar că o gramă este super profitabil. Problemul sunt doar primii 300 de ani. Deci cam 300 de ani. Ok. Să degustăm și noi Feteasca Neagră. Știu că Feteasca Neagră e iubită aici în Dealul Mare, iubită și pentru performanță. Ce nu prea știu mulți este că a face Feteasca Neagră nu e chiar atât de simplu și mă refer de la plecatul feteștii din vie. E o vie pretențioasă, foarte vegetativă. E un soi foarte capricios. Frunze, nu? Un soi capricios, meteodependent, destul de meteodependent. Vremea influențează dramatic fiecare an, în bine sau în rău. Clar că este soi național și trebuie clădit o construcție solidă în jurul acestui soi. Cel mai important în viitor, ce spunea și Dragoș mai devreme, va fi constanța în calitate în feteștile negre. Trebuie să fie constante. Chiar dacă ai număr de sticle mai puține într-un an, pentru că anul a fost mai prost din punct de vedere viticol, să fie într-un palier calitativ foarte apropiat și să fie o constanță în calitate care aduce consumator după consumator. Ne-am bucurat de Cuvée 10. Multe povești acolo. Domnilor, vă propun să continuăm călătoria. Perfect. We'll be right back.
Dealul Mare e chiar mare. Ce minunăție avem aici în spatele nostru. Nu e doar viță de vie, aici sunt și niște pășuni, încă mai sunt locuri de unde putem să extragem nectarul ăsta al zeilor, nu așa, să avem vinul. O să degustăm perla coroanei, nu Mihai, nu Walter. Dragoș, ce zici? Suntem privilegiați. Abia așteptam să ajungem și aici. Da, e vorba de vestitul cuvée nouă. Cuvée care, mă rog, mare... Deja tradiție, voi ați luat și o mare medalie de aur, mi-aduc aminte, la un moment dat cu vinul ăsta, fost lăudabil, țin minte câte polemici erau, ce vin a ieșit, s-a luat o mare medalie, dar oare ce vin o fi? Când s-a devoalat proba, toți au fost ce, da, merita vinul ăsta să ia o mare medalie de aur. Perla cramei La Certa o puteți comanda pe EMAG la un preț excelent. Cu EMAG Genius ai livrare mai rapidă, iar la EasyBox nu plătești transport. Marta, până la urmă, de unde vine numele La Certa? Originala este ciopârlă, este ciopârlă. Un animal care există aici. Un animal foarte simpatic și mic așa și place terenul nostru, place vie. Ce cupaj avem aici, Mihai? Cum sunt gândite? Cum ai gândit filozofia acestui vin? Este un cupaj clădit pe corpulența și Constanța în calitatea Cabernet-ului Sauvignon, care este procentul cel mai mare. Deci forța de acolo. 50-60% la fiecare ediție. Venim după aia cu fructozitatea și cu corpul de la Merlot. Aici e o zonă în care și Merlot funcționează la parametri foarte buni. Și venim cu o notă mai exotică din Shiraz, care este o bucățică. Și încheiem cu nota românească de fetească neagră. Da. El este gândit un să fie un cupaj în stil Bordeaux, în care să folosim Cabernet Sauvignon Merlot și să venim să completăm acest vin cu o notă autentică locală de fetească neagră și cu un pic de exotic din Shiraz, un soi mai puțin cultivat în România în anii din urmă. Eu mă uit la vinul ăsta mai puțin tehnic, cum o face Mihai, mă uit ca la o operă de artă, pentru că este o combinație de gust, miros, dar și emoție. Altar, prin ce crezi că vă diferențiați voi aici față de alte crame, față de, nu știu, în afară de plantația de șopârle care se află în vie, nu? În plantația de nu, vie. Nu, eu personal cred că mare diferență cu alte cramele aici este că La Certa acum este un brand internațional. Noi exportăm în mai multe 20 de țările, inclusiv USA, SUA, Canada, Scandinavia, Japonia, China, Corea. Atunci am în 10 ani acum am făcut un brand care este cunoscut. V-ați diferențiat și prin turismul ăsta pe care voi îl faceți la cramă, pentru că ați fost primii. Mi-au aminte că la început, nu știu dacă știi, Dragoș, și aveau la un moment dat vânzări mai mari la cramă decât în anumite restaurante, să zici, și asta a fost meritoriu pentru ei, pentru că au reușit să convingă oamenii aducându-i aici. Walter, pentru tine, un vin bun ce înseamnă? O combinație de supă mâncare, un top restaurant, o persoane care sunt cu mine. Depinde în fiecare situație. Un vin care eu beau pentru prânz este un alt vin că eu beau seara. Și în combinație cu carne sau cu pește este altceva. Am înțeles. Cu struguri, atunci... Asta este interesant cu vin, pentru că bere rămâne bere. Dar vin avem multe variante și în fiecare situație este un alt vin care mă fascină. Da, în final fiecare vin are șansa lui pe masă, pentru că să bea în momente diferite, în companii diferite și cu stări psihice diferite și, mă rog, un context complet diferit. Și locurile. Dacă eu beau un vin în Catalunia sau în Rioja sau în Toscana sau în Bordeaux sau în Dealul Mare, este o altă situație. Să fie, în primul rând, să fie un vin corect, bine lucrat
Și după aia vin toate celelalte elemente de care spunea și Walter, e și contextul în care bei vinul. Nivelul mediu al vinului românesc oricum a crescut fantastic și nu prea mai găsești pe piață vinuri rele. Pentru mine un vin bun e un vin echilibrat. Să mă autocitez așa, am spus la un moment dat că în viață ca și în vin îmi place să caut echilibru. Aici am într-adevăr echilibru, e bine balansat așa din cele patru suri. Domnilor, aici că pentru mine personal și sunt convins de lucrul acesta, a fost un privilegiu să fiu alături de voi în acest Wine Trips Romania, data asta prin dealul mare. Ce să vă spun, locul e fabulos, vinul e minunat, voi sunteți dragi. Sergiu, mulțumim pentru inițiativă. Vreau să vă spun și eu ce cred despre treaba asta cu vinul. Când văd că un vin e plin, bun, valoros și pentru noi la City Grill avem 12.000 de clienți pe zi serviți. Doar atât? În fiecare zi, doar atât. Când vezi bucuria pe fețele lor în jurul unui pahar de vin, atunci înseamnă că vinul a fost bun. Vinul e bun când ajunge în pahare.